Cine este Vermeer? De ce este el renumit? Cine este această servitoare cu o perlă în ureche? Care este povestea ei? Oare tehnica lui Vermeer este una științifică sau este una artistică? Având în vedere noile descoperiri, îl face mai puțin artist sau este chiar un geniu? Hai să descoperim cine este acest om și cum a ajuns el renumit. Salutare, dragilor, și astăzi vreau să vă prezint un material mai deosebit. Țineți minte voi că am făcut acolo un playlist cu arta din orașele din România. Acum o să încerc să fac și un alt playlist cu numele Arta din filme. Acest conținut nu o să fie pentru copii, eventual de la adolescenți în sus, pentru că majoritatea filmelor pe care eu să le prezint nu au un conținut neapărat decent și atunci e nevoie de un pic de maturitate ca să nu existe treaba asta pentru cei mici, să-i ferim un pic despre nebunia artiștilor, dar de ce au ajuns ei nu neapărat nebuni, ci diferiți de ceilalți oameni, ce anume a făcut pe ei să vadă diferit lumea. Bineînțeles, aceste serii de videoclipuri vor fi ca să vă stimuleze un pic curiozitatea de a nu-i mai judeca pe artiști ca fiind neapărat nebuni, ci de a vedea un pic în mintea lor cam ce s-a întâmplat, cum au ajuns ei să parcurgă, nu neapărat la toți, dar drumul ăsta de nebunie. Unii chiar au fost foarte inventivi și foarte ingenioși prin ceea ce au gândit. Ce putem învăța noi bun de acolo? Ce anume am putea să evităm? Astfel că noi, dacă suntem cumva artiști sau știm pe cineva, să încercăm să ajutăm sau să încercăm să înțelegem sau să nu mai judecăm aiurea, pentru că viața asta de a fi diferit, neapărat artă, poate să fie și inventator sau... Ideea e că atunci când un om vede un pic diferit lumea, e bine să înțelegem puțin universul lui, mintea lui, ce se întâmplă la el în cap acolo și în viața lui și de ce ajunge să facă anumite fapte. Totul este cu scop educativ și sunt pe bază de recomandări. Videole vor fi așa. În prima parte voi vorbi puțin despre viața respectivului artist, dacă cumva e cazul și știu despre ea. După care povestesc puțin despre film, cam ce se întâmplă acolo, de ce e important, care, fără să vă fac spoilere, bineînțeles, și să vă motivez un pic să vedeți dacă e chiar un film care merită. Și partea a treia voi încerca să... Adică parte, vor fi capitole, scuze. Capitolul 3 va fi despre cum voi încerca eu să reprezint ilustrativ scena respectivă sau compoziția respectivă sau muza respectivă. Hai să dăm drumul la clip și să vedem ce concluzii putem să tragem. Vermeer a fost un pictor din Olanda, mai concret din orașul Delft, cam pe la anul 1632. A trăit 43 de ani și a reușit din poveți să facă cam 37 de opere, asta a fost maximul, și a murit cam pe la 43 de ani, foarte tânăr. Ce vreau să vă arăt cu acest loc? Ca acolo casa lui încă se mai găsește și azi, transformată în muzeu, e o casă superbă, renovată. Jos la parter are shopping, iar ca și străduțe, ca și clădiri în zonă, foarte impresionant, aceleași tipuri de clădiri există de atunci și astăzi, deci s-au făcut doar mici renovări. Cine a fost Vermeer? E cunoscut pentru tablourile sale, în special acea atmosferă de lumină. A folosit camera obscură, că în perioada aceea apăruseră conceptul ăsta, și folosește o parte tehnologică, să zic așa, de știință, în lucrările sale. Folosirea luminii și a umbrei joacă un rol important, pentru că el observă ceva ce alți pictori nu reușesc să redea în lucrările sale, și anume aspectul fotografic. Dacă am avea acum un aparat foto și am dat zoom, 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 se face mai mare, să vedem pixelii, vedem că există pixeli colorați acolo. Ei, el a observat treaba asta și câte tipuri de reflexii și de umbre și de... Deci o nebunie. El picta foarte puțin, 2-3 tablouri pe an. Asta înseamnă că
lucra foarte migălos și foarte greu la un tablou, erau destul de scumpe. La început nu a vândut niciun tablou până nu a apărut fata cu cercel de perlă, după care începe explozia pentru el și să fie cunoscut și devine ceva wow. Spre sfârșitul vieții, iarăși o duce destul de rău pentru că ajunge să vândă lucrările sale sub prețul pieței și asta se datorează războiului, că vine armata franceză și că economia lor decade. Ca și teme de lucru, erau niște banalități, aș putea zice. Erau scenele astea de zi cu zi, treburi prin casă, în special femeia. Observăm prezența instrumentelor muzicale care, pentru vremea aceea, jucau un rol important, și anume că oamenii, indiferent că se aflau în viața de zi cu zi sau că se aflau la biserică, exista instrumente muzicale peste tot, deci oamenii erau într-o armonie și tot cântau și erau într-o bucurie. Bun, aici o să vă las de linkuri în descriere, pentru că eu nu am avut voie să pun muzică neavând drept de autor. După care, asta cu cercel de perlă este debutul său. De ce e atât de importantă lucrarea asta? Băi, e importantă pentru că pentru vremea aceea era ceva neobișnuit ca o servitoare, da, să poarte în ureche un cercel, mai ales că femeile pe vremea nu aveau găuri și era un mod prin care ele își arătau statutul, adică erau sclave și se mulțumeau cu asta și acceptau rolul în societate și pentru ele această gaură, da, în ureche era ceva, cum zic, de nedescris, ceva poate vulgar. În momentul în care s-a întâmplat asta, a fost o mare criză și un mare, na, tam-tam pe subiect, dar o să vedeți și în filmul care urmează acum de ce a fost important ca ea să poarte totuși acel cercel, acea perlă. Așa, vreau să vorbesc un pic despre film acum. Ce se întâmplă în acest film? După cum se vede și în imagine, cadrul, da, locul, este exact Delful pe care îl vedem în viața de zi cu zi, de-aia am și pus filmările la început. Filmul nu prezintă artistul în sine neapărat pe Vermeer și ce necazuri a avut el și cât a fost el de grozav, ci prezintă scenaristul. Apropo de asta, există și o carte, așa, fata cu cercele perle, deci cu același nume, da? N-am citit-o, nu știu prea multe detalii, dar bănuiesc că în acea carte există mai multe detalii spumoase. Dacă vă interesează subiectul, vă recomand să o citiți, pentru că o carte tot timpul prezintă mult mai mult decât poate un film în 2 ore. Și atunci, în această poveste este vorba despre Griet, această fată care e o servitoare, va ajunge servitoare. Tatăl ei era pictor de țigle și este orbit de o explozie. O să vedeți aici că îi lasă amintire un desen făcut din marmură sau ceva de genul. Și ce se întâmplă cu ea? Pe la 17 ani e nevoită să muncească, da? Ce se întâmplă? Copiii, frații, da, o duceau foarte greu și cum tatăl ei era orbit, nu își găsea de lucru și o trimite pe ea să muncească. Și bineînțeles că unde să muncească? Că servitoare, cam peste tot se căuta asta. Dar ce vreau să zic este că ea, de fapt, avea în sânge înclinația asta de a vedea de la tatăl său moștenită, de a vedea altfel lumea, de a fi mai atentă la detalii, de a aprecia mai mult viața, de a se uita în jurul ei, să zic așa. Bun, și ce se întâmplă? Ajunge în servitoare în casa lui Vermeer. Dar am înțeles că acest pictor ar fi avut o criză de inspirație, nu mai picta, deci totul era plin de praf acolo și nu mai atinsese deloc șevaletul și pensula și tot ce avea pe acolo și se duce ea să facă curățenie, că o trimit astea. Și la un moment dat îi vine ei o idee să deschidă fereastra și vede că de fapt înăuntru era așa foarte mult întuneric și practic aduce lumina în atelier. E și o chestie simbolică,
pentru că o deschide obloanele, adică trage toate draperiile și ce mai avea pe acolo și face practic lumină în atelierul artistului, atât la propriu cât și la figurat. Ce se întâmplă? Toată povestea începe de aici, că o urmărește Vermeer, o observă, vede că e foarte pasionat de tot ce însemna atelier, șevalet, fereastră, îi se părea foarte interesant viziunea ei. E, pe când ea își punea mai multe întrebări și era foarte pasionată de culoare, de cum stau lucrurile, cum funcționează aia și aia, și aia era o sumedenie de întrebări în capul ei. Și atunci ăsta, Vermeer, observă chestia asta și începe să-i se pară interesantă. Te-a atras de ea și de modul ei de a înțelege lumea artistică, pentru că până acum el, uite, un alt aspect, că am uitat să zic, Vermeer n-a avut niciodată ucenici. Și poate este și nevoia lui de a părtăși cu cineva meșteșugul pe care îl deține, viziunea sa despre lume și găsește în sfârșit, da, chiar dacă e servitoare, nu-i pasă, da? Și împărtășește cu ea, o duce în atelier și arată acolo cum se prepară culorile. Dori, mi-ar fi plăcut să studiez, să fie o materie prin care să existe chimia, dar chimia asta aplicată, adică să învăț și eu, domne, să pisez acolo două, trei roci, să văd cum se obține galbenul, turcoazul, roșu sau mai știu eu ce, pentru că aceste culori ce fac? Rezistă peste ani și nu numai acum, ci cam toate care au fost făcute prin mult efort sunt mult mai rezistente și mai durabile decât ce cumpărăm noi la magazine de specialitate. Asta așa ca o paranteză, ce mi-ar fi plăcut mie. Acum revenim la film, tot așa, deci ea începe să se ocupe de preparatul culorilor, pentru că îi dă sarcină să facă aia, să facă aia, iar doamnele astea sunt foarte geloase pe ea și observă soția lui Vermeer, care devine foarte geloasă pe relația lor, pentru că consideră că e ceva mai mult de atât. Și ajunge practic să se poarte foarte urât cu ea. Acum, de aici povestea, deci ea practic avea pe cineva, o să vedeți acolo, dar cum ajunge ea să fie, cum ajunge ea să se transforme în acel tablou, cum ajunge să fie pictată, prin ce eforturi, cum ajunge cercelul la în urechea ei, care e povestea din spate, aici e punctul culminant și am să vă las pe voi să savurați filmul, pentru că este o capodoperă din punctul meu de vedere și regizorul, care a avut foarte multă sensibilitate să simtă acest personaj foarte interesant, chiar s-a chinuit foarte mult să redea atmosfera de acolo. Nu mai zic de costume, de scenografie, de cadre, totul este absolut impecabil și foarte interesant. Revin, există muzeul acela în care puteți să vedeți inclusiv obiectele în carne și oase, cum s-ar zice, adică reale, ce a fost atunci, există și acum și te poți plimba prin camera artistului și a casei și ce mai e pe acolo. Bun, acum să vorbim despre documentarul Teams Vermeer, ce a apărut în anul 2013 și vi-l recomand cu foarte multă căldură, pentru că omul ăsta s-a chinuit să facă niște lucruri incredibile. Nu e numai un simplu amator sau un simplu bogătan, ci este un om care e foarte deștept, care a muncit foarte mult să ajungă acolo. Inventat tot felul de lucruri, o să vedeți în documentar ce a făcut și a lucrat foarte mult la cameră și la regie și la partea asta de 3D și știe cum funcționează camera și cum se propagă lumina, deci este foarte bun, specialist pe chestia asta, pe ce face și la un moment dat decide el, de când era mic, îi plăcea foarte mult un tablou de a lui Vermeer și se gândește cum ar fi dacă într-o zi eu aș picta ca el. Și acum, bineînțeles că era un vis de copil treaba asta, dar de-a lungul anilor începe să frământe tot mai tare și era foarte fascinat, oare cum ajunge să facă? Și el descoperă o chestie foarte interesantă și anume că el, tot pricepându-se la partea de optică,
observă niște reflexe, niște chestii acolo, da, științifice, pe care el se gândea la oare cum a reușit să facă asta fără un aparat de fotografiat. Și atunci începe să își pună întrebarea, oare nu cumva a folosit camera obscură, nu cumva a folosit lentila, nu cumva a folosit... Deci descoperă o nouă strategie de a copia realitatea, dar într-o formă, fai, nu știu, incredibilă, cum a putut să gândească. Adică inclusiv faptul, dacă a făcut așa, cum zice ăsta în documentar, inclusiv asta îl face geniu pe Vermeer, pentru că e ceva inovativ ce a făcut acolo și, practic, dacă ar fi să fie adevărat, ar fi primele imagini pictate ale realității respective. Deci, acum nu că pictura n-ar fi ca o imagine, dar de obicei mai apare și intervenția artistică. Cu siguranță și Vermeer și-a pus o amprentă acolo, dar sunt niște lucruri care lasă loc de interpretare. Acum, întrebarea este ok, o trișat, a fost ok, de ce se numește trișat ce a făcut el și atunci când măsori cu mâna și proporțiile aia, de ce n-ar fi trișare? Deci, după părerea mea, eu cred că merită toată atenția voastră să vedeți despre ce e vorba și mai ales că omul ăsta face niște eforturi gigantice de a reconstrui la milimetru ca de scenă, când avea voie să facă în muzeu, că na, pune grea sau cum i-au zis acolo, niște artefacte, niște lucruri care au trăit, da, supraviețuit de-a lungul anilor și trebuie să rămână neatinse. Și atunci a trebuit să-și regândească, să recalculeze, să-și facă, inclusiv, o să vezi acolo, se apune să dulgherească, să-și lifuiască, să facă toată camera exact așa cum era, milimetru cu milimetru, să măsoare lumina, să măsoare obiectele, personajele, tot, absolut tot. Deci reușește să facă asta. Asta rămâne de văzut și chiar m-aș bucura să vă las curioși un pic să vedeți. Bun, și acum partea a treia. Am început să desenez și eu să reinterpretez scena aia din Fata cu cercel de perlă. Acum, eu n-am folosit ca acolo o pânză și culori de ulei. Am folosit o simplă foaie, bine, mai groasă, bineînțeles, și am creionat, am schițat acolo, am făcut schița personajului, după care am venit cu partea a doua de culoare, în care am folosit culori acrilice. Da, mi-a luat foarte mult timp să stau să bibilesc acolo. Asta m-a făcut să-mi dau seama cât de mult timp i-a luat lui Vermeer să facă un desen. Adică nu un desen cum fac eu, ci o pictură, da? Pentru că, acum înțeleg de ce 6 luni sau 8 luni sau cât îi lua lui acolo să facă o suprafață mică. Da, nu vă imaginați că făcea tablouri cât peretele, făcea tablouri micuțe, pentru că dacă vă amintiți voi la început când v-am arătat căsuțele, locuințele erau mici, oamenii trebuia să-și pună arta pe pereții aia mici, nu putea să-și pună dita mai fresca ca în Italia sau ca în Spania, ci trebuia să facă dimensiuni reduse ca să nu se plictisească omul, să-i poată să-i cumpere, să încapă acolo pe ușă și să stea pe perete. Așadar, eu am folosit tehnica asta de creion. Bineînțeles că era frumos dacă avea niște HB în un creion cu mine, cum prost am găsit și eu, am folosit repede ce am avut la îndemână. Da, m-am plictisit de numai la desenul ăsta, mi-a luat câteva ore bune și amintesc că am stat până noaptea târziu, chiar spre dimineață să-l termin, că mi-am propus să-l termin. O să vedeți în filmarea asta că am avut o problemă cu camera și mi-a întors imaginea, după care m-am prins cum trebuie să fac și o să apare, deci nu sunt stângaci în caz de vă întrebați, pur și simplu așa au ieșit să fie într-o parte. La partea de culoare am folosit acrilicul, nu știu ce firmă, nu prea contează asta, dar avea un pigment foarte bun.
Și folosind paleta, m-a ajutat să folosesc culorile, să nu alea ca din tub ceva dure, ci am tot combinat. Acum, pe mine nu m-a dus inspirația să iau o pensulă mai mare, că acum vedeți cum mă chinui cu un vârf de la. Nu știu ce ne-am imaginat că fac tehnica de acuarelă. Acolo e mult mai diferit decât în tempera, dar, sau în acrilic. Dar, da, am luat-o ușor, ușor, ușor. Da, dacă v-aș fi lăsat filmarea fără speed, fără viteză, cred că dura 6 ore videoul ăsta, nu știu cât s-ar fi făcut. Dar am încercat să mai scurtez pe aici, pe acolo. Și da, m-am străduit un pic acolo la partea de lumină din ochi să pară ca și cea originală. Bineînțeles că la final nu am fost foarte încântată pentru că vedeam tot felul de greșeli și fiind obosită, aveam tendința de a tot adăuga, tot adăuga, după care iarăși mă scoteam, deci puneam cu alb, apoi iarăși puneam cu negru, iarăși puneam cu alb, iarăși puneam cu negru. Pardon, nu am folosit negru, am folosit culorile închise, deci am lucrat fără negru, ci cu un maro închis, cred că am folosit acolo cât mai închis și ca să-l închid și mai tare am folosit albastru ca să devină cât mai închis. Da, și nu știu din ce motiv n-au avut eu curaj să pun culoare așa deodată și am mers înaproape-înaproape. La un moment dat am simțit că mi se distorsionează fotografia sau, nu știu, lucram pe plan drept, nu pe plan înclinat, ceea ce clar te fură linia. Da, la partea de față mi-am dat seama că sunt foarte amatoare, nu știu să pun așa de bine acolo umbrele, că n-am mai făcut de mulți ani. Așa, am folosit nuanțe de albastru și am încercat să pun în umbră albastru atât pe față, nuanțe ușoare, bineînțeles, atât pe față cât și în zonele mai întunecate, de exemplu pe haină. Ce am fost foarte atentă uitându-mă la lucrările lui Vermeer, că el folosea genul ăsta de umbră aruncată, pentru că el a înțeles principiul fotografiei acolo. Deci nu exista negru în întuneric, ci existau culorile astea aruncate, cum ziceam, adică albastru în întuneric, nu negru în întuneric. Sau la fel galbenul care se transforma într-un maro în întuneric. Foarte interesant cum a structurat și cum a. Adică, nu știu, e o știință așa acolo, clar. Și mi-a plăcut foarte, foarte mult ce am văzut în lucrările lui. Adică, numai stând un pic și uitându-mă la mici detalii la tablourile lui, vedeam cât de mult a putut să înțeleagă realitatea și să înțeleagă reflexiile și lumina și cum se joacă lumina și cum creează adâncime. De dreptul genial, aș putea zice. Deci, indiferent, aș încerca eu acum, da, deci uite, încercam să acopăr, după aia să pun iarăși, să acopăr iarăși, să pun, dar pe urmă, la un moment dat, am făcut o grasă pe fata asta. Avea așa fălcile, zic, oh, dar mie nu seamănă deloc. Da, uitându-mă acum, da, am stat acolo 6 ore, 2 zile, 2 zile de editare și două, da. În fine, așa a ieșit până la urmă. Nu sunt foarte, foarte încântată. Puteam la ochi și la gură să mai lucrez un pic umbra aia, că ceva n-arată chiar bine, dar atâta am putut să realizez. Așadar, nu uita să te abonezi ca să nu pierzi și alte video și ne vedem în următorul video.